Sava din București, ai introdus cultura de porumb în țara românească, dar a construit și mănăstirea de la Cotroceni. În urma unui întâmplări, a fost urmărit de către domnitorul Gheorghe ca să fie ucis, s-a refugiat în pădurea Cotrocenilor și a spus, dacă voi scăpa cu viață, voi construi o mănăstire, a se Cotroceni înseamnă a se ascunde. Cel de-al 8-lea spătar, Toma Cantacinov, împreună cu Dumitre Cantemir, cu confrungerea de la Stănilești din Moldova, ambii vor fugi în Rusia, iar spătarul Toma Cantacinov va pune bazele la unui țariste rus. Alături de avem pe Ștefan Vorbele, nepotul lui Șerpan, acesta a dormit doar 2 ani, nu a avut mare realizări, împreună cu tatăl său, a fost decapitat la Istanbul, deoarece nu mergea împotriva Imperiului Otoman. Iar de asta și tot la Doane, se află cu altul în Mircea, la Fundul Balcon 2000, care erau domnitori care lansau la banurile organizate de către familie, dar domnii se făceau încercat să facă politică și afaceri. Iar în urmă de joc, a reformat cu cititantie ce a făcut în patru legale, asemenea cu un lucru cu patru lucruri. Nu este scurtat dintr-o singură bucată de șapta de Argești, cu zeciul Argești, el este decorat cu mozaicul politic, cu cenilor, cu discutat în singură bucată de șapta de Argești, cu zeciul Argești. El este decorat cu mozaic, cu centrul mozaicului avem 3 păuni decorați cu foliță cu aur. Iar dacă se ridică în origine motivele florale stilizate de pe lateralele mozaicului, deci mă observam că două păstri, sunt două bufnițe. Deci bufnița este simbolul înțelepciunii, voi găsi pe schema lui și masonice înțelepții din celulopor. Înțelepții din ea se vădea lângă foc. Iar deasupra și mineului avem o copie a unui tablou realizat de către pictorul Costin Petrescu, cel care a realizat fresca Ateneului Român, pumnul reprezintă puterea, iar degetul decizia, puterea de decizie de la tablou. Iar deasupra tabloului sunt cele 5 casete goale, ele trebuiau să fie pictați primii candacuzini atestați de către documente. Dar la acea vreme, pictorul neavând de unde să se inspire, a lăsat casetele goale, restul picturilor pe care le observați dumneavoastră sunt inspirate din mănăstiri și biserici de secolul XVII. Acesta a spus prima istorie a țării românești, dar a publicat și partea țării românești a partea valorului 1700. Motivul pentru care a produs castelul, dar este valorat de unicilor de centru și de afară poate trebuie să îi vede de important salariul. Să facem o poză, să fac eu, ca să o faci tu. Poză de grup. Dar originale au rămas benzile de sus, frizele, ele sunt decorate cu lei, simbolul puterii, căpioare, simbolul feminității și struguri, simbolul bogăției. Tavanul este decorat cu mia celtică, simbolul infinității, iar vitrale geamurile sunt decorate cu motivul nordului celtic, simbolul eternității. La pietajul de țeapă galeria de Ai, câte lucrare aici? Să ne aflăm o linie la numele tot.